Mașcu? Pe mine mă interesează substanțial pentru mine și pentru fiecare cetățean al României dacă astfel de personaje mai există în instituțiile de stat, în parchete, în judecătorii, în curs de apel, în alte instituții care decid viața oamenilor. Tare mă tem că la modul cum punem noi problema astăzi și cum s-a pus problema până acum, mai există. Tocmai de aceea, Partidul Puterii Umaniste Social Liberal a deschis cu toată forța o campanie care se cheamă Stop Abuzurilor Statului împotriva cetățeanului, a administrației publice împotriva cetățeanului, cu implicare concretă, cu prezență concretă. În perimetrul acestei campanii, pentru că beneficiem în studio de prezența unui distins om și coleg din spectrul politic, din partea Partidului de Guvernământ, respectiv din partea Partidului Național Liberal, vă cer, public, în numele tuturor românilor, să aveți o poziție printr-un comunicat efectiv, care sunt demersurile dumneavoastră pentru a cerceta ceea ce spune acest om în contextul în care vizează personaje cheie din statul român de atunci, în așa fel încât vorbește despre o justiție eminamente nedreaptă. Dacă un partid de guvernământ astăzi tolerează astfel de povești și nu are nicio reacție, atunci eu, ca cetățean, sunt îndreptățit să cred că de fapt nu se implică acolo din două motive. Pentru că știe că dacă se implică, vâră mâna în cuibul viperei și ar putea să fie mușcat, iar pe de altă parte am un dubiu substanțial. Că domnul fost procuror transmite un mesaj acum. Atenție, dacă o pățesc voi, dacă o pățesc eu, încep să mai o veți păți și voi. Și atunci sigur că cei care îl cunosc, cei care cunosc țesătura, o privesc de maniera, e o declarație. Numai că declarația aceasta, dacă este adevărată, este o crimă împotriva societății, pentru că au suferit oameni. Au fost băgați în temniță nevinovați pe criterii politice, probabil. Ceea ce este o atrocitate. Iar pe de altă parte, dacă vorbește adevărat, fiecare român plătitor de impozite, implicit pentru ceea ce înseamnă susținerea guvernanților noștri prin salarii care vin de la buget, vrem să știm pentru transparență că o astfel de justiție să nu mai existe niciodată în România. Așadar, cred că politica se poate face altfel, nu după culoare, ci după bună intenție, după suflet, după calitatea oamenilor. Și după lege. Aveți posibilitatea după lege să primiți această sesizare publică și tot public, eu personal aștept răspunsul. Pot să vă răspund aici, pe loc și public. PNL-ul a respectat întotdeauna lege și vorbește despre statul de drept. Lucrurile sunt foarte simple. Am spus, de fapt, și în prima parte a intervenției același lucru. Dacă domnul Negulescu are vreo probă, este chiar indicat să meargă să facă un denunț sau să prezinte acele probe procurorilor. Dumneavoastră faceți un apel la PNL să investigheze în locul procurorilor? Păi nu, că așa a spus. Nu. PNL-ul să investigheze. Mă văd știți nevoit. Foarte bine, sunteți un om care mergeți în instanțe. Nu partidele fac investigații despre cum s-au implicat diversi oameni din politică, eventual, în justiție. Iertați-mă, pierdem timp. Dacă domnul acesta are dovezi, este nu invitat să meargă problema cu ele la... Dacă parchet. Partidul dumneavoastră și guvernul pune așa problema, eu ca român sunt profund mâhnit. Dați-mi voie să vă explic încă o dată întrebarea, că sunt convins poate, că veți înțelege. Da, poate nu v-ați exprimat și am nu înțeles spus ce vine. Că în Ministerul de Resort, respectiv în Ministerul Justiției, există un corp de control. Eu ca român vreau să duceți dumneavoastră de acum în emisiune vis-a-vis de ceea ce am văzut, corpul de control să se sesizeze și să dea un răspuns public în raport de... E adevărat sau nu e adevărat ce spune acest om? Puțin, de ce vreau treaba aceasta? Vă referiți la inspecția CSM, care e altceva și nu are de-a face cu ministerul cumva? Nu, evident nu. Evident nu. După emisiune, o să vă rog să vedeți ce înseamnă corpul de control al Ministrului Justiției și toate aparatele de control nou, pentru a vedea dacă românii de abuzuri. Se bucură în de abuzul acestor oameni și mă interesează dacă ei sunt legal. Să monopolizez discuția da? Întâi. Avem dacă există lucrul ăsta din nou, domnul Negulescu poate să meargă, ba chiar îl îndemn să facă. Dacă știe orice faptă, detalii despre orice faptă penală, poate să facă. De asemenea, din nou, dacă un procuror din țara asta se face că nu vede ce a spus, e foarte posibil. Poate să meargă să facă aceste sesizări.
E foarte posibil să, da, foarte să se facă cineva și că nu vede îl îndemn să facă, e a treia oară când vă spun, îl îndemn să facă aceste demersuri, să depună orice probe are, este spre binele al nostru, al tuturor, să lămurim acest lucru și de asemenea țin să subliniez un lucru. Chiar dacă acest om a avut probleme grave și probabil le va deconta pe ale lui, dar și pe ale altora, să nu dăm acest mesaj că în România toată justiția este așa. Dar n-a dat nimeni așa ceva. Eu doar de aceea v-am cerut să vorbiți cu ministrul justiției pentru a face lămurire. Se întâmplă și în Franța, și în Statele Unite, și în Germania, dar de la abuzuri până la un stat care acționează de planul abuziv. Înainte să merg la Cătălin Ionuțean, am un simplu